am pus numele Norocel. De ce Norocel? Pentru că a ajuns la o familie care îl răsfață și că poate să-și satisfacă nestingherit toate poftele. Cea mai mare este să sugă lapte chiar de la vacă, odată cu vițelul. Vaca în blânzet l-a primit, încă mugi după dânsul, caută. Povestea lui Norocel în gospodăria familiei Sorocean din Gemenea a început înainte de Paști. Am fost la piață și l-am cumpărat înainte de Paști și când am venit acasă, o ieșit din cotețul lui unde a fost pus și m-a surprins faptul că l-am găsit o vacă sugea. Și așa a ajuns Norocel să fie mascota casei și să fie mereu în centrul atenției celor mai tineri membri ai familiei. Am acest purcel de care m-am atașat foarte mult, pentru că el, când i se făcuse foame, o mers la vacă și o supt. Și din momentul acela mi s-a făcut foarte drag. Este cu fundiță roșie la gât pus de mine. Cu toate că până acum Norocel a avut parte de tratament preferențial și că este alintat de întreaga familie și își satisface în voie toate poftele, sfârșitul lui va fi același cu cel al unui porc. Da, când o să aibă și el vreo un an, doi, poate îl ține mai mult, ca dacă el e atât de... Isteț. Da, isteț. Concurrência.